O să vezi acum, micuțule, pe vizele pentru America. Ce? Următoarea filozofie. Că spune omul. Zice, bă, să eliminăm vizele. N-au reușit să o facă. Și ce spune acum? Hai, dâlla, să mergem repede, da? Să mergem repede. Bam, bam, cum zice. Da, da. Și ce să facem noi? Să creștem procentul celor care primesc viză, că știi că este acel procent de 3%, trebuie să ajungem acolo de respingeri. Exact. Respingeri care se fac fără să existe niciun fel de criterii. Americanii ne țin în respingeri ca așa vor ei, nu pentru că n-am fi ajuns acolo. Dar asta e altă poveste. Da. Și cum să creștem noi rata acceptărilor de viză? Simplu. Fac cereri pentru când a primi mult, viză cât mai cât mulți, mai mulți din aia care procentul... sunt, care sunt siguri că vor primi. Cine sunt aia care sunt siguri că vor primi? Artiștii? Da, securiștii. Mai încearcă să... Păi nu ăștia. Și știi de ce? Că ăștia sunt loiali. Americanii n-or să aibă impresia niciodată că vreun securist care cere viză se ducă, atenție, în vacanță în America, va rămâne pe acolo. Securiștii nu rămân. El vine că se întoarce la bază. Se întoarce la bază. La unitate. Și atunci ce crezi tu că s-a gândit să facă guvernul tău? Să le plătească el costul vizelor turistice, nu de serviciu. Nu cred. Vedem acum. Vedem un film. Vedem un film, micuțule. Deci fii atent. Dacă... Nu le faci la băuturi. Dacă... Așa. Nu vorbi de, nu vorbi de funie în casă, a spus uratul. Păi eu văd, mă pricep. Marius, deci fii atent. Da. Da, stai. Păi ai zi. Imediat, ajungem acolo. Marius. Mi se pare incredibil. Cum adică să plătească statul deci fii atent, vizele turistice? Fii atent. Pentru oamenii cărora le-a expirat recent viza, au venit americanii cu o ghidușie. Zice, dom'le, nu mai e nevoie de interviu. Că dacă v-am dat viză, înseamnă, da, înseamnă că sunteți bună. Așa că aplicați nu știu ce. Mie mi-a expirat recent viza. Am primit trei scrisori. A, deci o chestie personală. Atent. Am primit trei scrisori de la... Nu spun cine trimite, cine trimite scrisorile astea de la ambasada americană, da? De ce te scarpini aici când vorbesc cu tine? Nu, ok. Bun. Deci, cine lucrează acolo și așa mai departe? Trei scrisori, că să mă duc să cer viză. Păi, ia să ne gândim, Marius. Eu care am avut viza americană de 1000 de ori, eu care sunt Fulbright Scholar, eu care sunt de toate, eu sunt mai puțin loial, sunt profesor universitar. Eu mă duc acolo să rămân cu fetițele pe Second Street și la pliculețul cu cocaină și să fac trafic de spițe de roată de la bicicletă. Cu atât mai mult cu cât ai avut de nenumărate ori viză. Eu am social security number, am de toate. Ție de ce nu-ți dă la sap? De ce? Mie de ce nu-mi plătește viza domnul guvern? Nu mai vorbesc despre asta. Chișe, nu mă duc să-mi reînnoiesc viza. Ca să te țin în România pe vize. Nefericitule, jurnalistul de 2 lei care ești. Eu pun cărțile pe masă. Am văzut, ai pus cărțile pe masă. Mă, era o glumă, nu cărțile. Auzi, ce ți-a spus Iohannis? Le pun pe masă. Băieți, lăsați-mă cu rute, că și dacă toți îl susțin, la noi și degeaba, e consensul tati. Nu zic eu, fără noi nu poate. Fără noi nu poate. Dar ce mai zicea Muraru? Bă, nimeni nu este acolo, nu-l contestă, nu? Da, Muraru, cum a ajuns ambasador la Oșa? Vai ce ne-am mai râs! Vai ce ne-am mai amuzat! Nu, te întreb serios. Da, păi, auzi, Marius, dar după ce îți vine un băiat de la Antena 3, pe care țipă Vipușca din toate părțile și îți umple masa de acolo cu cărți, spunând, mamă, ce genial ești, domnule ambasador, cum l-ai citit tu pe Fate al lui Jimmy Carter? Tu mai întrebi cum a ajuns la ambasador? Nu este un criteriu, totuși. Da. Exact ăla. În afară de ăla. Ăla de care o să zică domnul Constantin acum cu vizele. Ah, ăla. Okay. Da? Nu mai, deci, securist, dar totuși... Am zis eu că e securist, tu ai zis. Eu tu? Nu zic securist. Cine? Dar să știm și noi. Dar să măcar să vorbești. Cine adică sunteți voi? Are 16 cuvinte în vocabular, Vali. Păi, prietene, vocabularul la ei, să știi că asta cu 16 e în exces. A, da. Acolo-s vreo 10. Îl dă cuvintele afară, da, din casă. Da. Deci, Marius, ce ai văzut? Ce spune președintele țării? Cine? Rute? Cine asta? Are consens de la mine? N-are. Da. Bun. Dar ce mai spunea domnul ambasador? Bă, pe aici nimeni nu-l contestă. Da. Nu? În America. Băi, nimeni nu contestă, mă, Marius. Păi hai să mergem atunci pe 3 aprilie, că ai aici un mesaj. Aoleu, a venit o știre, dacă ți-o citesc, mori. Da, mi-o citești după ce îți dau eu mai aici? Mai pe seară, da. Da. Păi atunci, uite, mă. Te rog. Dacă tu ai crezut că numai domnul președinte e bolnav. Ia.
Nu. A? Dacă așa ai crezut. Bolnav? Adică bolnav de speranță. Mă. A, da, 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 speranță mare ultima. Tu te-ai gândit la alte lucruri, nu? Ia ascultă, Marius, ia vezi. Deci are șanse. Bun. Așa, cea mai mare șansă a domnului președinte este că, împotriva președintelui României, nu este nimeni cu un vot negativ. Nu există un lider de Occident care să spună nu Klaus Iohannis. Ce ai făcut, mă? Nu, nu s-a auzit. Ce ai zis? Ce era să zică? De unde au micuții toți pe foaie? Da, 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 i s-a dat pe unitate, ordin. A? Dar cum se cheamă asta? Ordin pe unitate? Se cheamă buton de cămașe. De la... Mă, ordin pe unitate și dai o de asta, circulară. Da, da, mă. Pe care da, s-o folosească. Să dă un buletin din care da, tu trebuie să trebuie vorbești. Trebuie să spui asta, da. Ăla ți-a spus cu consensul, domnul președinte, ăsta ți-a zis cu profilul. Deci le-au împărțit. Domnul ambasador ți l-a dat pe amândouă. Dar nu contestă nimeni, asta e ideea. Da, nu contestă nimeni, de-aia și o să ajungă unde e locul. Dar tu cum ți explici, ca să te întreb și eu ceva, că vorba ești profesor universitar, da, că dânsul aici, vorbesc de domnul candidat, are undeva spre, nu știu, cea mai mică rată de încredere din... Mă, nu ți-ai explicat omul ăla 30. Când vorbește el în Consiliul European? Stai o secundă. Păi nu asta zic. Aici nu există, practic, lumea știe cine e. Da. Iar dincolo... Tu crezi că dincolo nu se știe cine e? Marius. Zici că se Marius. Știe? Băi, uite, am mai auzit câteva declarații ale unora și altora. Da, mă, așa e. S-a dus Betel și bun, l-a zis... Păi și dacă și se știe ce, așa, ce e, așa, va așa obține ceva? Nu. Și? Ah, ok. Păi nu. Păi nu, credeam că nu va obține, că... Nu, nu. A. Deja e afară, a ieșit, nu out, mai există. Cum ar spune. Da, ei acum se gândesc cum să o împacheteze. Să spună ție ăsta care nu știi să pui cărți pe masă, de unde cum rezultă... S-o... Că... Cum să ți-o dea? Cum să o mormânteze. Da, adică, cum da, să ți-o dea, că o să spună ceva, că nu mai vrea el. Sau că... Acum se chinuie să-i găsească altceva ca să poată să zică... Ce e asta? Ce? Ca să poată să zică... Bă... În locul lui Ursula, am înțeles. Nu în locul lui Ursula. Măi, la... Asta șefia comisiei chiar trebuie să faci ceva, adică... Da, 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 da. Nu merge. Nu e cazul. Înțelegi? Deci o să-i găsească ceva, un trimis special al secretarului general ONU pentru... Libelule? Nu, pentru... Fluturi? Nu, mă, pentru fluturi situația de criză umanitară din Swaziland, unde a fost un tsunami, înțelegi? Am înțeles. Deci chestii de-astea întotdeauna se găsesc. Ca asta să aibă îi se potrivesc. Hă? Asta îi se și potrivesc. Că, absolut, a, absolut. Că el se duce, călătorește, da, 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 se da, duce păi nu, asta peste mări și țări. Tu n-ai văzut că sunt fel de fel din ăștia ambasadori ai prieteniei, nu știu ce, lui, o să-i dau una cu remunerație. Înțelegi? Da. Ceva de genul ăsta. Adică nu onorific. Nu. Păi îi trebuie și lui. Știi că n-are... Și te duci cu doamna care a ieșit la pensie, da, sau iese? Și cu ocazia asta poate prin și ei mai lezit chinezesc. Adică când se va duce. Dacă e ofertă. Da, e. Deci, Marius, să nu fie, să tu, fie ai crezut, tu ai crezut, tu ai crezut în nefericirea și nemernicia ta. Așa am crezut. Ai crezut acum câteva clipe că văzusești tot. Sincer, după ce l-am văzut da, pe... Da. Ai crezut că văzusești tot. Ceva mai da, bălos, mai ceva e, bine, mai dragul meu, libidinos. Nu, nu văzusești tot. Băi, dar tu nu înțelegi că aia erau aia ce amuțisele sau da, cum? Da, mă, i-au amuțit, asta a fost tema. Când vorbea Iohannis. Da, da, au amuțit. Da, greu. Ia-o pe asta. Ia, 177, ce vă rog? Veți fi ambasadorul român care va intra în istorie că în timpul mandatului său s-au ridicat vizele? Cred că este mai puțin important numele meu, cred că important este ca România să intre în acest club select de 41 astăzi de state care sunt în programul Visa Waiver și partenerii americani au înțeles cât de serioasă este România și autoritățile române și cât de serioase sunt guvernul care depune un mare efort ca și Ambasada Statelor Unite de la București și pe această cale vreau să încurajez pe români să aplice în număr cât mai mare pe cei care au avut o viză americană și care a expirat în ultimele 48 adică de luni eu, sau care expiră în curând, să aplice din nou pentru că
beneficiază de această facilitate de a nu mai merge la interviu, deci sunt, completează doar formularul, plătesc taxa de viză și primesc această viză și pașaportul prin poștă și contribuie astfel la succesul nostru. Deci va fi succesul României și succesul românilor și deja o companie aeriană a anunțat un zbor direct între România și Statele Unite, București-New York, începând din iunie. Sunt convins că dacă în septembrie, la sfârșitul lunii septembrie, vom avea o veste bună și în următoarele luni vor veni și alte companii aeriene și vom avea o creștere semnificativă a numărului de turiști, ca și a investițiilor americane, precum și a comerțului bilateral. Deci crește și... Deci... Cresc toate. Deci o să vă legați numele de... Învață de la maestri, fraiere! Jigniri peste jigniri. Da, dar nu ești de calibrul ăla. Dacă aveam cărțile aici, erai speechless aici. Auzi, Marius, iubirea mea, fii atent aici. Ce spune omul ăsta? Zice, bă, ăștia... cărora v-a expirat viza. În ultimele 4, da? 2, 4, mergeți, mă, acum, nu știu ce. Nu aplicați, nu trebuie să meargă. Ăștia cărora le-a expirat viza, ăștia sunt cei mai siguri că vor primi din nou viză. Înțelegi? Spune și mie, de ce guvernul le plătește la... Nu plătește tuturor celora cărora le-a expirat viza în ultimele luni viza. Ca ăștia să se ducă și să mărească, nu-i așa? Numărul celor care... E cea mai sigură variantă. Nu interesează pe guvern asta. Adică să crească rata aia. Nu, nu. Pe ei știi ce interesează? Plecând de la asta? Ia de aici, învață. De la stele. Învață, învață, micuțule. 179C, vă rog. Ia învață. Ia, învață aici. Înțelegem că există anumite categorii profesionale care beneficiază de anumite facilități în ceea ce privește viza SUA pentru deplasarea în Statele Unite. Este în vreun fel această măsură discriminatorie? Care e poziția Guvernului României, fiind doar pentru anumite categorii profesionale? Dați-mi voie să contextualizez din nou, ca să explic celor care nu știu speța despre care cred că mă întrebați. Este o decizie a Guvernului de a suporta costul vizelor B1, B2, turism, respectiv de turism și călătorie de afaceri din Statele Unite, pentru o anumită categorie de angajați din sistemul public și mai precis din sistemul de siguranță națională și ordine publică. Adică securiștii. Da. Ce ai făcut, mă? Le plătește viza de mergem în excursie? Deci nu e vorba aici de vizele de serviciu, că alea se plătesc oricum. Nu, era clar, da. De turism. Și afaceri. Păi și afaceri, că ei fac și afaceri. Păi dacă ei nu fac afaceri, cine face? Cine mai face în țară? Ce ai făcut, mă? Ce ai făcut, Marius, în țară asta? Ăsta e și laptopul, după ce ți-a tăiat comentariile. Alo, bine că mi-am să aminte. Domnul general de la SRI, vă încadrați? Plecați în vacanță fără să vă plătiți viza? Domnul comandant de la SRI. Așa v-a învățat cine? Domnul Constantin de la guvern? Așa v-a învățat domnul Biden? Cine v-a învățat că așa se face în România?